Consumul de cafea sau ceai scade riscul de accident vascular, cerebral și demența, iar cel mai mare beneficiu a fost asociat cu consumul ambelor băuturi. Cercetătorii au descoperit că la persoanele care au băut 2-3 căni de cafea și 2-3 căni de ceai pe zi, a scăzut cu 30% incidența accidentului vascular cerebral și cu 28% riscul de demență. După ajustarea unor factori de confuzie, cercetătorii au constatat că riscul de accident vascular cerebral a fost cu 10% mai mic la cei care au băut de la o jumătate de ceașcă până la o ceașcă de cafea pe zi și cu 8% mai mic la cei care au consumat mai mult de 2 căni pe zi. Consumatorii de ceai care au consumat mai mult de 2 căni pe zi au înregistrat o reducere cu 16% a riscului de accident vascular cerebral. Cei care au băut zilnic atât cafea cât și ceai au avut cel mai mare beneficiu. Consumul la 2-3 căni de cafea și 2-3 căni de ceai a scăzut riscul de accident vascular cerebral cu 32% și riscul de demență cu 28%. Consumul ambelor băuturi a oferit beneficii semnificativ mai mari decât consumul doar de cafea sau doar de ceai, cu un risc de 11% mai mic de accident vascular cerebral, un risc cu 8% mai mic de demență și cu 18% mai mic pentru demență vasculară. Printre participanții care au suferit un accident vascular cerebral în perioada de urmărire, consumul a 2-3 căni de cafea a fost asociat cu un risc cu 20% mai mic de demență post-accident vascular cerebral și pentru cei care au băut atât cafea cât și ceai, o cană de cafea și 2-3 căni de ceai pe zi, riscul de demență a fost redus cu 50%. Nu a existat o asociere semnificativă între consumul de cafea și ceai și riscul de accident vascular cerebral hemoragic sau boala Alzheimer. Pot exista și efecte secundare ale consumului acestor băuturi din cauza conținutului de cofeină. Cofeina poate provoca anxietate, insomnie și bătăi neregulate ale inimii. În plus, cafeaua, atât obișnuită cât și decofeinizată, poate irita tractul digestiv, vezica urinară și prostata. Efectele secundare ale consumului ridicat de cofeină se aplică în mod egal cafelei și ceaiului. Cu toate acestea, ar trebui să consumi mai multe căni de ceai pentru a egala nivelurile ridicate de cofeină găsite în cafea. Pe scurt, consumul de cafea și ceai oferă o serie de beneficii excelente pentru sănătate, cu puține efecte secundare, care pot fi gestionate prin reducerea cantității de ceai sau trecerea la cafea decofeinizată, relatează doc.ro.